Salutare din nou și bine ați revenit la ziua filmului românesc. Aici vorbim despre miracol care este continuarea mai pe ocolite a lui neidentificat, unul dintre cele mai bune filme românești pe care le-am văzut și cu siguranță cel mai șmecher thriller autohton. Cât despre premiză, lucrurile stau cam așa. Cristina este o aspirantă măicuță, o tânără de 19 ani, care are ceva treabă pe la un spital, deoarece durerile de cap nu par ai da pace, iar rugăciunile nu prea funcționează. Folosesc cuvântul prea de frică să nu fiu luat la bătaie cu pietre pentru că împrăștii blasfemii pe aici. Așa că neavând altă soluție, Cristina se deplasează către spitalul din Piatra Neamț, având o programare făcută din timp, pentru că numai așa se poate în sistemul nostru sanitar. Este clar că domnișoara are un tumult interior care nu-i dă pace, însă ce anume? Asta rămâne de identificat, v-ați prins, de către fiecare privitor în parte. Din nefericire pentru Cristina, întoarcerea la mănăstire nu mai este posibilă dintr-un motiv oribil, nu o să spun care, că îl supăr pe cel de sus, uh, și nici nu vreau să intru mai adânc și fără consimțământ în premisa din miracol. Doar mai spun că este preluat cazul de către un inspector de poliție, Marius, care este hotărât să facă justiția așa cum se cuvine. Miracol este un film vizitat de Moise pentru că este împărțit în două fire narrative distincte și o bună bucată de timp nici măcar nu mi-am dat seama care este legătura cu neidentificat, în afară de faptul că are loc în și pe lângă orașul Piatra Neamț. Dar într-adevăr este un sequel, mai degrabă un spin-off al acestui film pentru că Marius, personaj principal aici, a apărut și un neidentificat, dar într-un rol secundar. Vom descoperi și alte fețe cunoscute, chit că scenariul de aici este vag și nu face trimiteri la soarta personajului din primul film. Bine, și Cristina a apărut în neidentificat, dar într-un rol de figurăție și atât de nesemnificativ încât am și uitat de ea să pe aia dreaptă. Să încep mai întâi cu ce m-a scris la miracol. Prima și cea mai mare problemă ar fi una legată de metodologia din domeniul criminalistic. Am o chiar nu știu cât de dotată este poliția de la noi sau cât de evoluată este din punct de vedere logistic, dar văzând prea multe filme de acest gen, americane sau sud coreene, am rămas cu un gust amar pentru că o singură decizie normală ar fi dus la elucidarea întregului mister. Mă gândesc însă că suntem atât de înapoiat, deși nu cred, încât nu avem acces la această tehnologie că vorba tot se spune despre noi că suntem în urmă cu 50-100 de ani față de țările dezvoltate. A doua mare problemă ar fi câteva servențe construite pe același tipar ce par a fi fără noimă. Mă refer la scenele îndelungi trase fără întrerupere care nu prea spun nimic, prezintă o banalitate cotidiană care m-a cam agasat. Nu cred că era nevoie să văd timp de câteva minute cum Cristina traversează curtea mănăstirii sau să asis la pălăvrăgelile lipsite de importanță dintre anumite personaje care discutau chestii triviale într-adevăr, adevărul, nimic de comentat, dar care nu contribuie cu nimic la dezvoltarea personajelor. Avem parte de eternele discuții contradictorii dintre știință, reprezentată aici de un doctor, care se bazează pe practic și pe concret, și religia care se bazează în special pe divin și pe rugăciune. Conflictul este evident, știți la ce se referă, iar rezolvarea este la fel de clară, însă știm prea bine care este realitatea umanității noastre. Pentru o bună bucată de timp, miracolul mi s-a părut a fi doar o dramă despre sistemul judiciar autohton, ăla în care găinarul face părneaie pe viață, iar evazionistul milionar o huzurește prin săinătate. Eram 100% de acord cu ce se comenta pe marginea subiectelor abordate, că n ai cum contrazice o minte clară care vorbește bazându-se pe fapte și nu pe supoziția iuritoare și vedenii cerești. Însă nu aveau nicio treabă cu subiectul compunerii noastre, cu sau fără aceste secvențe trase din prima, pentru economie de gigabits, ce să zic și eu, filmul în miezul său ar fi rămas același, doar că probabil ar fi avut doar 90 de minute și nu două ore. Nu zic că nu era interesant ceea ce vedeam, pentru că atmosfera este una inundată de o aură de pericol, simți că amenințarea oricare ar fi ea plutește deasupra personajelor. Misterul este la fiecare pas, totul fiind învăluit într-o mante care acoperă premiza, fără a o proteja de necazuri, iar creierul tura la maximum îți sugerează un iminent dezondământ de rău augur, ce te sufocă prin pâcla asta necunoscutului, Parcă ești aproape de adevăr, dar și atât de departe în același timp. Dacă este să fiu criptic, miracol este atât de complicat încât devine foarte simplu dar simplitatea lui naște o groază de complicații. Luați-o și jucați-o pe asta dacă puteți. Miracol este prea molcom pentru ca povestea să fie atât de simplistă precum pare la prima vedere. Regizorul scenarist Bogdan George a Petri reușește să ne mențină îndestulați în aparență prin indiciile infime pe care ni le oferă, dar nu suficient de mult timp, deoarece se instalează malnutriția tocmai din cauza faptului că ne dă niște frimituri insuficiente chiar și pentru ciugula la unei vrăbiuțe. Și apoi vine actul 3, în care totul se răstoarnă cu căraci în sus, iar twist le vin în avalanșă și sunt unele neașteptate, chit că simțeam că la mijloc trebuie să fie ceva imprevizibil și credeam că am asamblat cu succes piesele acestui puzzle dar m-am înșelat amarnic. Am rămas mult timp neclintit, chiar și după ce s-a terminat filmul cu tot cu creditele de final, ce se perindau pe fundalul unei melodii de Gica Petrescu pentru că am fost atât de surprins și de bulversat încât nu m-am putut regăsi. Poate credeți că exagerez, dar șocul a fost atât de mare încât creierul nu a vrut să conceapă că a fost păcălit și nici acum nu sunt sigur că am priceput ce a avut filmul să transmită, încă mai curge de la miracol pentru a mă autolămuri care este semnificația titlului și care este adevărul adevărat, dacă o exista vreunul. Este un film care te erodează pe stil chinezesc, pic cu pic, la nivel psihologic, iar interpretările sunt la latitudinea fiecăruia, fiind un film polarizant. Eu am o opinie, tu ai altă opinie, altcineva ne va contrazice. Miracolul nu este atât de alert precum neidentificat, povestea pare a fi la început una nedemnă de ecranizare, iar întreaga investigație nu are nimic special în ea. Dialogurile sunt și ele destul de leneșe în intensitate, chiar dacă actorii le rosesc cu atâta naturalețe încât simți că ești lângă ei și poți o discuție amicală la o dușcă de mai multe grade. Dar răbdarea, mi-a fost răsplătită cu vârf și îndesat, deoarece zgârcenia filmului își arată roadele în finalul care îți oferă răspunsurile dorite, doar pentru a genera o miriadă de alte întrebări. La final, miracol mi-a plăcut. Nu la fel de mult ca neidentificat, mi se pare un pic sub acesta. Pentru mine, salvarea lui a fost reprezentată de răstălmăcirile din actul 3, care încheagă într-un tot unitar ce am văzut până atunci și m-au făcut să uit de nesfârșitele segmente dintr-o bucată care începeau a și se terminau nicăieri. Uite așa brusc mi s-a făcut poftă de numai puțin de 8 porții de pastramă de oaie. Cum am zis și la sfârșitul lui neidentificat avem parte de o trilogie, iar Miracol este a doua producție din această serie. Dacă și a treia va fi la fel de bună, măcar ca acolo. nu zic ca neidentificat, atunci cu siguranță o voi cataloga drept cea mai bună trilogie românească, nu că am avea noi prea multe. Gata, hai că am obosit tot vorbind, până data viitoare să aveți parte de nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. Pa! pa.